Accidentul a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța. Trecerea de pieton este cunoscută drept un loc unde au loc frecvent astfel de evenimente. Pietonul, un bărbat de 45 de ani, a traversat strada regulamentară, trecuse deja de prima bandă, când a fost agățat de o mașină și aruncat pe cealaltă bandă. Eu l-am oprit cu partea din stânga, a trecuse deja de trecere și s-a dezechilibrat. Uitați că am și urma unde s-a luat. Trecuse era în dreptul aripii mele din dreapta. S-a dezechilibrat și l-a luat celălalt din după banda 2. Un plin și am tras dreapta de volan, l-am evitat. V-a lovit și pe dumneavoastră? Nu știu, mi l-a aruncat în față, nu știu. Polițiștii de la Serviciul Rutier Constanța îi consideră acum vinovați pe ambii șoferi, pentru că niciunul dintre ei nu a oprit la marcajul pietonal. Din primele cercetări se pare că accidentul s-a produs pe fondul neacordării priorității de trecere unui pieton, aflat pe marcajul pietonal, care a fost acroșat de un autoturist, după care de un altul. Cei doi conducători auto sunt cercetați acum pentru vătămare corporală din curpă și au rămas fără permis de conducere. Victima a ajuns la spital cu multiple traumatisme. Medicii spun că acesta este într-o stare stabilă, dar va rămâne internat pentru mai multe investigații medicale.